sau trei first player, așa îmi plac mie jocurile astea, Portrait. Jocul se numește Top War Battle Game și l-am instalat pentru că mi se pare că seamănă cu Boom Beach și în același timp cu Clash of Clans, poate. Vrea să fie un joc de strategie, așa se laudă, și n-am mai jucat de multă vreme un joc de strategie, așa că am zis să-i dăm o șansă. Attack the Offenders. Ah, mi-am dat seama cu ce seamănă. Era un joc de la Gameloft la un moment dat, în care luptele astea se făceau automat. Era ceva gen War of the Worlds sau ceva de genul ăsta. Ok, chestia asta este boring și bine că am opțiunea să crezi viteza. Gata lupta. Ok. Mama, dar grafica chiar seamănă cu Boom Beach. Tap on the injured engineer to help him. Acum trebuie să-și repar clădirile. Aveam total alte așteptări, judecând după screenshot-uri, dacă e să fiu cu adevărat sincer. În fine. Până una alta, sincer, mă așteptasem să și jucăm în landscape, nu în portrait, dar pana mea. Pot să combin clădirile între ele. Deci nu doar soldații, ci și clădirile. Ia uite că pe asta nu mă las să o combin cu asta. Hai mă. Nu? Foarte ciudat. Ok, merge 3 level... merge 1 level 3 gold mines. Whatever, în fine. Hai să vedem alte misiuni. Serios? Deci trebuie să mai construim una. Ok. Hai că mi-a ieșit obiectivul ăsta. Puțin cam necral la un moment dat, dar na. Deci avem de face cu un builder și joc de strategie și te bați cu inamicii și ceva de genul ăsta. E atât de bun că am și uitat cum se numește. Se numește Top War Battle Game și... Permiteți-mi să nu fiu chiar dat pe spate. Hai să vedem lumea. Trebuie să fii nivelul 5 ca să intri în hartă. Ești nebun. Trebuie să antrenezi acum 5 forțe terestre. Pentru asta trebuie să construiesc o baracă. Ok, am făcut baraca. Și văd că e un chat aici jos în care lumea probabil că se înjură sau ceva. Hai să vedem cum antrenăm forțele alea. Ok, aparent e mai simplu decât credeam. Nici măcar nu trebuie să intru acolo să aleg eu unitățile, doar apăs pe cipilica aia. Și gata. Ok, mi-au recompensa. Ia să vedem mai departe. Merge 1 level 4 land force. Aha. Îi combinăm între ei. Hai să-l băgăm și pe ăsta. Mare atenție să nu faceți din greșeală să mutați clădirea aia. E, și avem un soldat de nivel 4. Mamă, de ăsta zici că e furat din... din nu știu ce. Din Assassin's Creed-ul ăla, platformer. Mamă, se atrage cu rachete și nebun. Nu știu ce vrea să fie jocul ăsta. Încearcă să fie multe chestii. Mai trebuie să facem o baracă. Build barracks. Încă una. Holy shit. Și încă una. Dar aș vrea să o pun într-o zonă mai chileanu. Yeah. Și uite că mai aveam soldatării, dar nu știam. Ce chestie. Hai să ne luăm recompensa. Adună și niște bănuți. Să aveți grijă când jucați jocul ăsta să nu mutați din greșeală clădirile. Mi se tot întâmplă treaba asta și devine enervantă deja. Am mai deblocat o zonă. Ce naiba e asta? Aș fi crezut că e zona mea. One click deploy. Hopa. Ar trebui să poată să-i bată băiatul ăsta. Vedeți, are 28 de puncte și eu iau 2 cu 8 cu 2, adică 12.
Ok. A tras o salvă devastatoare. Le-a dat la ficați. Au tras și aia cu un spârc. Da, e gata. Mi-a plăcut că s-a făcut ăla în geraș când a murit. Dar jocul este foarte light. Oh, taci, că bătălia continuă. Ia să-mi spuneți mie, cum naiba se bat niște portavioane cu niște soldăței? Hai că asta e nouă. Wow, so exciting. Unde-s jocurile alea, frate? Cred că mă apuc să mă joc Bomb Beach din nou. A, dar stai că mai e o rundă. E fix jocul ăla de la Gameloft, ăla cu strategie. War of the Worlds sau The World Wars sau ceva de genul ăsta. Era interesant ăla. Îmi plăcea design-ul unităților. Dar aici... Been there, done that. Dacă dau back, ce se întâmplă oare? Sper că nu pierd lupta. În sfârșit e gata. Ok, unlock territory to save soldiers who are caught up in bitter battles. Dacă am înțeles-o și pe asta, am deblocat o zonă nouă, mai luăm niște bănuți. Și la un moment dat probabil că o să lovim un paywall de la foarte frumos. Reparăm clădirea. Și avem o scrisoare. Trebuie să combinăm niște barăci. Ia să o duc pe asta aici. Nu mă lasă? Așa, avem o barcă de nivel 3. Obsesia asta cu mărgiu mi se pare foarte ciudată. Bun, ce mai putem să facem pe aici? Nu știu ce cu magnetul ăsta. Trebuie să inviți prieteni ca să se încarce harvesterul. E magnet de bani. Cât de manelistic sună, magnet de bani. Am terminat capitolul. Mamă. Merge one level 4 barracks. Deci trebuie să construiesc. Văd că am și mină, warhol, airbase, billboard. Dacă pot să fac și roboți, deja devine mai interesant. Oh, cred că am făcut cam multe. Yeah. Da. Cred că am făcut-o și pe asta. Deci nu merge să combin nivelul 1 cu nivelul 2. Trebuie 2 cu 2, 3 cu 3 și pe viitor 4 cu 4. Ok. Încă niște bănuți. Ia să combin unitățile astea. Și ăștia o să facă un super soldat cu motocicletă și mustață de violator. Seamănă cu Danny Trejo. Foarte puțin. Tot mut chestii pe aici. E inevitabil să nu pui degetul la oameni, dar să muți ceva. Prost gândită treaba asta. Cred că trebuie să te miști cu două degete mai degrabă, dar dai zoom aiurea. Ok, să vedem ce mai facem acum. Trebuie să antrenez 5 forțe de pământ. Știți ca Pokemonii, de pământ, de aer, de foc, de apă. Vedeți când Barracks-ul are un nivel mare, scoate unități cu nivel mare. Interesant. Dacă un barracks amărât, scoate unități amărâte. Gata, e că i-am antrenat pe băieți. Și unlock your number 3 area. 2000 de bănuți. Aici o să fie luptă, evident. Și ne mai batem odată, mă rog, în propriu spus batem. Am trimis pe oamenii cu motocicleta. Cum o să se bată o motocicletă cu niște zepeline? Nu mă întrebați pe mine, întrebați pe producătorii jocului. Ei știu cel mai bine. Cum se bate o motocicletă cu niște zepeline? Și mai devreme am făcut o greșeală. Trebuia să apăs pe battle, altfel nu se băteau. Uite, vedeți? Acum pot să dau pe X2 ca viteză. În sfârșit, se miște lucrurile mai repede. Și portavioane. Pac, pac, pac. Nenea Putin a murit. Aquaman și-a
stricat părul cu multă mătreață. Apropo de Aquaman și de Amber Heard, ce părere aveți de procesul ei cu Johnny Depp? Zilele astea numai asta aveți în tabloide. Johnny Depp, Amber Heard, Johnny Depp, Amber Heard, divorț, scandal, nebunii. Dacă avem un research center, am terminat capitolul ăsta și să vedem care-i treaba cu research center-ul ăsta. Pot să research-uiesc o grămadă chestii, doar că îmi trebuie nivelul mult mai mare. Bun, e să văd ce vrea de la sufletul meu ăsta. Mamă, level 4, să vezi aici bătălie. Și avem și un boss battle. Ia să vedem care e boss-ul. Doream popa în kilos de armură. Adică kilos metalici. Sper. Hâți G.I. Joe-ule. Olimpiada de glume proaste a început. De ce mă întrebi? Și ultima bătălie? Sau penultima? Bă, da, mă fascinează când e măcar nu același decor jos cu sus. Băi, că am strâns în bătălia asta și cred că o să mănânc bătaie la boss. Shit. Da, o să mănânc bătaie. Trebuie să mai trimit o unitate? Ah, ce bine. Nu li se păstrează damage-ul din runda trecută. Din câte văd. Opa, a evitat, a dat cu dodge-ul. Acum să-l căsăpim pe ăsta. Mamă, cât damage dă. Da, e fript, e pârlit. Da, mi-a omorât și mie. Incredibil. Dacă o evita și pe aia moream. Bun, hai să reparăm chestia asta. E addictiv ăsta, mă, ăsta e cocaină pură pentru copii mici. Apeși, 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 chestii colorate se învârt în fața ta, scoți cardul mami și tati și dai foarte mulți bani. Deci, practic, în jocul ăsta o să combin clădiri și soldați și lupta se dă singură. Sper că v-am rămurit. Ăsta este marele joc. Dacă vorbesc că ea în... Ia uite ce vorbesc aici. Toate limbile pământului. Sunt și alianțe, grup chat-uri și alte nebunii. Bun, jocul se numește Top War Battle Game și hai să vedem puțin în store. E făcut de Top War Studio, ceea ce mă cam îngrijorează și uite cât de bine arată. În primul rând, ce vedeți voi aici e în landscape și eu îl joc în portrait, fie ar să fie. În fine. Review-uri pozitive. Meh. Să încerc acum să întorc telefonul. No, nu merge. Ok, acum să căutăm niște setări dacă e. Ia, settings. Music, sound effects, scene, beautify, switch, priority, notifications, VIP. Da, deci n-ai. În fine, nu recomand asta. Nu e bun biciu pe care l-așteptam. Eu nu recomand asta, nu-i strategie. Sunați-mă când se lansează un joc de strategie adevărat. Până atunci, bye bye.